This past 4.5 years. Fiecare lucrare reprezintă o trăire personală din aceste 4 ani și jumătate. And all I can say is Romania has given me so much. Și vreau să spun că România mi-a oferit atât de mult. I mean, when I'm, you know, famous, rich and powerful, and they write my autobiography, Romania is going to probably have like 3 chapters alone. Un litor consacrat care deja sunt, când se mai scrie biografia, România va ocupa cred că cel mai important loc în biografia mea. Because where I am today, I would never have been without me setting foot in this country. I mean, there's no denying it. It has shaped me into the person I am today. Deoarece poziția în care mă aflu acum și unde am ajuns în acest moment, datorează faptul că am fost în această țară, am fost aici. From here, my works have spread to various parts of the world. De aici, lucrările mele au plecat în diverse părți ale lumii. Some of my kids have their own portraits for memories. Mulți dintre acești copii au portrete la ei acasă, pictate de mine. And my style has improved to the point where people who knew me back in Nigeria have a hard time believing I'm the one producing these paintings right now. And I tell them it's all because of Romania. Deci mulți dintre cei de acasă nu mă cred că aceste lucrări sunt făcute de mine, însă eu spun că aceasta este contribuția României, aceasta este o influență a României. Now, before I finish, înainte ca să închei, I like to say that I live every day trying to influence people around me and just project a positive feeling to people that I meet. Încerc să împărtăși sentimentele pe care le-am cu oamenii care sunt aproape, care sunt în jurul meu și cu cei pe care îi întâlnesc. Now, a funny thing happened 2 days ago. Was it 3 days ago? 2 days ago. Simpatic mi s-a întâmplat pe 2-3 zile în urmă. Nicoleta here invited me to an art exhibition. Eu l-am invitat la o expoziție de pictură. When I went there, da, când am mers acolo, I opened the door, walked in, and I met Anna. Am deschis ușa, am intrat acolo și am întâlnit-o pe Anna. Now, Anna looked at me strange. I think she was nervous at first. Anna s-a uitat pe mine foarte surprinsă și emoționată. I tried to speak to her, I said, wait 1 second, and she called her daughter down. Who spoke better English, I think. I don't believe her. Da, deci a spus, stai un pic aici. Și Anna s-a întors să cheme pe Irina, pe fata ei, de undeva de sus. When it took me in and I saw just one of her paintings, când am intrat și am văzut doar una dintre lucrările expuse, I said, you're the one who made this painting? Tu ești persoana care a realizat aceste lucrări? Because I recognized her style. Deoarece am recunoscut stilul. Before she even met me, she had been teaching me how to paint. Înainte de a o întâlni personal, ea a fost maestrul meu în materie de pictură. I used to go to this gallery at my Nigeru and her works were there. And every time I'd go there and study how she uses color, go home, practice, come back and look again. Deci mergeam la o galerie pe Magheru, mă uitam la lucrările alei, mă uitam cum distribuie culoarea pe fond, mergeam acasă și încercam să găsesc ceva. Și repetam vizita la galerie. Later did I know that I was going to finally get to meet one of my teachers, by accident. Și nu mi-am imaginat că unul dintre acei profesori virtuale o să mă întâlnesc. It's funny how the things we do on our own, we never have an idea how much they influence people around us. Lucrările ne influențează foarte mult și nici nu vă imaginați cât a influențat. I mean, she didn't know I was on this planet until a few days ago, and yeah, she has helped me improve to the point where I am today. Ea nici nu știa de existența mea până acum câteva zile, însă ea mi-a influențat and I tried to, and while I was having my kids in the school and talking to them, I was very careful about the words that I used because I never knew what, well, I mean, which word they'll take home with them and which one they'll hang on to. La fel este cu predatul la școală. E foarte important ce cuvinte rostești și trebuie să fii foarte atent la vocabular.
să știți sigur cu ce cuvinte o să meargă acești copii, cu ce bagaj de cuvinte vor ajunge să vorbească și să meargă cu ele acasă. Before I finish, I want first of all again thank everyone for coming today despite the weather. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați venit înfruntând vremea rea de afară. I thank my kids for making my stay in Romania the best 3 years of my life so far. Le mulțumesc copiilor care ne-au făcut această perioadă de stat în România, ne-au îndulțit-o, ne-au făcut o prietnică. I want to thank Anna for helping me become a better artist. Îi mulțumesc Anna pentru contribuția ei. I'd like to thank my friend Brados Misa and that for helping me put all these paintings up and listening to me when I pass out all this. I'd like to thank Mina, Sylvia and Anca from Fanfare, my PR. Okay, for le mulțumesc fetelor de la Fanfare, compania Fanfare pentru PR. I also want to thank Nicoleta for giving me this opportunity to have it here and Mr. Christian. Kingsley appeared in our company, finally I was not so lonely in terms of dimensions. I want to thank everyone for making my stay here so great that I really don't miss my own family back home so much. You're welcome, Kingsley. Thank you. And, well, without further ado, I'd like to say welcome to my show. I hope you all enjoy what you see, and thanks for coming. Thank you. Thank you. Sorry, I forgot. Important things. Very important. Now, apart from just being an exhibition, just to see the paintings, I thought it would be nice for you, my dear visitors, to sample what it is like to eat Nigerian style food. So, I spent the past 2.5-3 days cooking for you. Okay? I hope you all like it. But please, there's one dish called pepper soup. It is called pepper soup for a reason. Okay? It is hot. Okay? If you cannot handle it, stay away. But you guys, we have a deal and I have your stuff here. Okay. You're recording now. Okay.